Universitatea din Craiova menține protocoalele de colaborare cu Inspectoratul Școlar din Regiunea Dolj în ideea de a promova cât mai mult școlarizarea în cadrul Unității de Învățământ Universitar din Bănie. În ceea ce privește uh, cursurile de, de pregătire pentru în vederea susținerea examenelor de definitivă și gradul didactic al doilea, uh, facem precizarea că în baza protocolului încheiat de Universitatea din Craiova cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, se organizează astfel de cursuri la disciplina Pedagogie și Elemente de Psihologie Educației în cadrul Universității din Craiova în luna martie și uh, luna aprilie. Cursuri care sunt popularizate atât pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dolj cât și pe site-ul Universității din Craiova în baza unui calendar dinainte stabilit. Menționăm că se pot organiza cursuri și la, o altă, și la alte discipline în funcție de solicitarea candidaților care sunt înscriși la aceste examene pentru obținerea gradelor didactice. Prin intermediul acestui protocol se oferă pregătire cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care vor susține examenele de titularizare definitivat și gradul didactic 2 în anul 2015. Cursurile se vor ține în luna martie și aprilie. Programul acestora se găsește pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar General.